Un om supărat. În mijlocul unui sat, aflat la marginea unui râu vijelios de munte, pe o uliță lăturalnică, trăia un om ajuns la vârsta când părul albește de tot în cap. Acest om, pe nume Ion, a slujit mulți ani la biserica din sat, fiind ajutor de nădejde la construcții, grădinărit sau întreținerea sfântului locaș. Dar de la o vreme, lui Ion îi era foarte drag să se vaite și uitase drumul care duce la frumoasa biserică din sat. El era tot timpul mânios, cârtea împotriva sărăciei, umbla de colo-colo și se văita în gura mare că el este lovit de soartă, că este întristat și că va muri în curând din cauza înfometării și lipsurilor și tot așa. De când își făcuse obiceiul acesta să iasă pe ulițe și să se vaite, a uitat și de biserică și de cuvioasa purtare. Toată ziua și-o petrecea pe drum, sporovăind cu trecătorii, suspinând și grăind împotriva vieții, uitând cu desăvârșire că vorba lungă îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, că bârfa, nemulțumirea și cârtirea te fac să uiți de virtuți și de făgăduințe. Sătenii, neînțelegând ce se întâmplă cu acest om, s-au dus la preotul satului, căci prea se schimbase acesta dintr-o dată. De la omul săritor, Ion devenise un leneș, un cârtitor și un nemulțumit veșnic. Unul dintre săteni se adresă preotului: "Iată, părinte, fratele nostru a părăsit biserica. A lepădat cuvința și frica Domnului. Păcatul nu-l mai socotește păcat. Fără de legea, nu o mai socotește fără de lege. Și parcă râde de viața de dincolo și de muncile iadului nu se teme. Ce să facem cu el?" "Cu adevărat este trist ce se întâmplă cu fratele nostru," spuse atunci preotul. "Cu atât mai mult cu cât cuvintele despre muncă veșnică, lăsate nouă de Hristos, nu sunt vorbe goale. Nu mă pricep însă în a spune ce se întâmplă cu acest om. De aceea vă rog să vă duceți la o stâncă, pe poteca de munte pe care vă voi arăta-o. Vă trimit acolo la un pusnic care vă va spune toate câte vreți să le știți despre fratele nostru." Și au plecat la drum trei dintre săteni. Făcând cale destul de lungă până la acea stâncă, l-au găsit pe acel pusnic și, fără să stea prea mult pe gânduri, l-au întrebat: "Avem în sat un om care a slujit cu dragoste bisericii și acum s-a lepădat de bunăcuvință, s-a lepădat de Dumnezeu și s-a depărtat de lucrarea mântuirii. Ce putem face să-l aducem pe calea cea bună?" Pusnicul îi rugă pe cei trei să se așeze și le spuse: "Frații mei, mai întâi trebuie să știți că în viață multă tulburare se face omului de la diavol. Numai eu știu cât am pătimit în această peșteră și de câte ori m-au căutat diavolii desfrânării, ai lăcomiei, ai mândriei, ai nemulțumirii, ai deznădejdii, ai nerăbdării, ai lenevirii și mulți asemenea lor." Sătenii ascultau uimiți, căci nu mai văzuseră până atunci un nevoitor în peșteră. Iar unul dintre ei îndrăzni să întrebe: "Noi, cei care suntem în lume, putem avea război de la necuratul?" "Fiule, că te afli în peșteri, în munți, în văgăuni, în lume sau în mănăstire, diavolul te muncește până în ultima zi a vieții pământești," răspunse pusnicul. "Și cum recunoști că te supără un diavol?" întrebă un altul. "Toți oamenii au război cu necurații. O să recunoașteți în voi dacă vă cercetați mai pe îndelete câte un demon mai mic sau mai mare. Dacă unuia dintre voi îi place slava deșartă,
acela este purtător al diavolului mândriei. Dacă unul iubește arginții, acela este muncit de demonul lăcomiei. Dacă în cuget îi se înfățișează unuia dintre voi chipul omului care i-a făcut o pagubă sau un rău, acela este muncit de demonul ținerii de minte a răului. Și tot așa. Cei trei ascultau de acum cu uimire fiecare cuvânt, oricât de mic, fiindcă nu mai auziseră pe cineva rostind astfel de vorbe. Ba mai mult, fiecare dintre ei recunoscură că cele trei patimi, descrise de pusnic, sălășluiau în ei. Unul era lacom, altul cam mândru și al treilea avea necaz pe unul din semeni. Cât despre fratele vostru Ion, pot să vă spun că are în dânsul mai mulți demoni care îl chinuie. Cei mai vicleni dintre aceștia sunt cei care luptă cu nemulțumirea și lenea. Pentru acest lucru nu mai vine fratele nostru la biserică, fiindcă e luptat de demon? Și pentru aceasta, dar și pentru nelucrarea sa. Omul este lăsat de Dumnezeu cu voința liberă. El poate sau nu să fie ispitit de demon, iar Ion, fratele nostru, s-a lăsat ispitit mai cu seamă gândind că a făcut destul pentru mântuirea sufletului. S-a lenevit în lucrarea sa. Și ce putem face pentru a-l readuce pe drumul cel bun? Întrebă un altul. În primul rând, să-i spuneți să elibereze câinele pe care îl ține în curte, fiindcă acest câine îl vădește că este un om mincinos. Oare n-ați privit la fratele Ion? Din cauza tristeții și nemulțumirii, a slăbit peste măsură, fiindcă oasele omului trist se usucă. Să știți însă că el ține în curte un câine foarte gras și bine hrănit. Ei, de unde să aibă Ion hrană pentru câine, dacă el nu are bucate pentru dânsul? Pusnicul căzu pe gânduri, căci nu voia să-și arate darul de la Duhul Sfânt, al străvederii și înaintevederii, dar pentru înțelepțirea celor trei grăi. O să-l rog pe bunul Dumnezeu să-mi ierte greșeala de a spune cele ce știu despre fratele vostru. Iaca, stând la rugăciune, Dumnezeu mi-a arătat că mă veți căuta și mi-a arătat adevărul despre fratele Ion. Și care este adevărul? Adevărul este că omul pentru care ați venit la mine păzește nopțile viile unei rude bogate. Când se crapă de ziua, ia banii sau bucatele pe care le primește drept răsplată, le pitește sub haine ca să nu-i se găsească pricină că ar fi bogat, apoi se duce la casa lui, doarme și când se trezește iese pe ulițe să se vaite. Cei trei au rămas muți de uimire și își aduseră aminte că, într-adevăr, Ion avea un câine gras în curte și că tulburarea o făcea sătenilor îndeosebi după ora prânzului, acesta fiind un semn că omul păzea noaptea viile, iar dimineața dormea. Voim să nu-l judecăm pe fratele nostru, ci mai presus să-l aducem pe drumul cel bun. Ce e de făcut? Fiilor, acesta este ultimul cuvânt pe care îl voi mai spune. Vorbiți între voi toți sătenii, de la mic la mare, și când Ion iese pe ulițe, să-i ziceți așa. Milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. Acum mă iertați, că Iaca s-a făcut din nou ora rugăciunii și trebuie să-mi fac pravila. Mergeți, dar la treburile voastre și vă rog să nu pomeniți semenilor voștri că m-ați întâlnit în acest loc. Au plecat cei trei, folosindu-se cu îndestulare de cuvintele pusnicului și întorcându-se în sat, din gură în gură, au transmis cuvintele cu care fiecare dintre ei trebuiau să-l întâmpine pe Ion. Și ieșind pe ulițe ca de obicei să se vaite, săptămâni de-a rândul,
Ion auzi de la trecători doar aceste cuvinte: milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. Și auzind din gura oricui îi ieșea în cale aceste vorbe, se hotărâ omul nostru să nu mai iasă pe ulițe, fiindcă de acum doar aceste cuvinte îi răsunau în cap: milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. La început, lucrul acesta îl înrăi și mai mult. Ion cârtea, pombănea și trântea la el în curte. Ba mulți credeau că și-a pierdut mințile de tot, fiindcă vorbea cu câinele său. Într-una din zile însă, nemai suportând faptul că nimeni nu-i vorbea, se hotărâ să meargă la preotul satului. Preotul știa de necazul lui Ion și bănuia că e muncit de vrăjmașul diavol. De aceea nu a stat pe gânduri. L-a spovedit, i-a citit dezlegări și i-a dat canon să facă ce îi va zice conștiința. După spovedanie, parcă o greutate i s-a luat lui Ion de pe inimă și a început să lăcrimeze, aducându-și aminte cum trudea cu dragoste pe lângă biserică, cum din puținii arginți pe care îi câștiga odinioară, din tot sufletul făcea parte și celor lipsiți, cum se ruga de 3 ori pe zi, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și mai cu seamă, înțelese că de când a început să strângă bani, din dorința de a fi bogat, tăinuind câștigul ce-l obținea de la păzitul viilor, parcă de atunci i s-au luat mințile, căci a uitat cu totul de rugăciune, de post și de Dumnezeu cel milostiv. Se duse repede acasă și, punând mâna pe banii strânși, care îi provocaseră atâta suferință, s-a apucat să-i împartă tuturor acelora care îi ieșeau în cale. Și până a împărțit ultimul bănuț, trecătorii l-au putut auzi pe Ion rostind zile în șir doar aceste cuvinte: să mă iertați pe mine, păcătosul! Luați din averea mea, căci de acum am avere în cer, de la cele 3 surori ale mele. Iar cele 3 surori ale mele sunt postul, rugăciunea și milostenia. Cu adevărat așa este, milostenia bate mânia, rugăciunea curățește, iar postul veștejește pofta. Înviată spre a-și mărturisi păcatul. Mărturisesc bătrânii de pe Valea Bistriței că prin anii 1934-1935, în satul Izvorul Muntelui din Ceahlău, s-a petrecut un fapt cu totul neobișnuit. O fată din sat, de 20 de ani, necăsătorită, păștea oile pe munte. Iar din lucrarea vrăjmașului, un țăran a căzut cu dânsa în păcat. Fiindu-i rușine să n-o afle părinții, și-a ucis mai înainte de vreme pruncul. Apoi, rușinându-se și de preotul satului, nu și-a mărturisit acest greu păcat al desfrânării și uciderii. Însă sufletul acesta avea mare evlavie la Maica Domnului, înaintea căreia se ruga și plângea ziua și noaptea să-i ierte păcatul acesta și să-i ceară milă de la Domnul. După câțiva ani, fata s-a îmbolnăvit și a murit. A treia zi a venit preotul și mult popor și s-a început slujba de înmormântare. După terminarea praznicului în familie, pe când să pornească cu moartea spre biserică, iată că se deșteaptă răposata, mișcă puțin capul și începe a striga: părinte, părinte, vino încoace, nu te teme, cu sfinția ta am treabă. Eu am făcut un mare păcat în viață și m-am rușinat să-l spovedesc. Dar pentru că am avut evlavie la Maica Domnului, ea s-a rugat pentru mine înaintea Mântuitorului și mi-a trimis sufletul în trup ca să-mi spovedesc păcatul pe pământ, căci pe pământ l-am făcut. Lumea uimită s-a retras afară,
iar fata s-a mărturisit la preot de păcatele sale cu multe lacrimi. Apoi rudele au îmbulzit-o în jurul sicriului cu tot felul de întrebări. Cum este dincolo? Ce ai văzut acolo? Ai văzut fericirea raiului, dar muncile raiului. Cum este dincolo, nu pot să vă spun. Atâta vă pot spune, că este așa cum este aici, pe pământ, unde fiecare este scris la primărie cu tot ce are. Tot așa și dincolo, fiecare este scris cu tot ce a făcut bun sau rău. Vă rog cu lacrimi să fiți spovediți fiecare de toate păcatele, că ce se dezleagă pe pământ, se dezleagă și în cer. Dincolo nu mai este pocăință și nici Maica Domnului nu se mai roagă pentru păcătoși. Tot ce ați făcut pentru mine, rugăciuni și pomană, sunt primite. Continuați! Și cu aceste cuvinte, răposata a adormit din nou.